Elvis, my friend, și hai cu bună dimineața, nene, este 10 și 43 de minute și bineînțeles apa curge. Atâta timp cât apa curge, există viață. Da, da, atâta timp cât tăiați copacii și îi duceți la alte fabrici, viața moare. Da, da. Avem două concerne din astea foarte mari la noi aici în România. Dar să lăsăm lucrurile astea mai puțin negative, mai mult negative și mai puțin pozitive. Dar n-ai cum, că uite-le, s-aici. N-ai cum. Nene, fii atent, zona asta de aici este absolut mirifică. Deci este senzațională, îți jur. E drumul ăla de la Târgu Neamț la Reghin, ca să zic așa. Deci este absolut superb, superb. Păi dacă aici s-ar putea face turismul cum trebuie făcut, aici ar exploda, nene, totul. Cu siguranță am văzut că sunt foarte multe pensiuni și astea. Dar nene, deci ia fii atent, 07 de vânzare aia. Aici la șosea nu e treabă, nu e covre. No, no. Departe acolo la muntă trebuie. Ia uite, cu tractorașe, cu ibrice, cu tot felul de ghidușii. Tu le-ai vetă. Wow, deci este super, super fain, nene. Zona asta atât de mult îmi place. Piatră pe drum, o prins pe cauciuc și sare la altcineva. Mare atenție, obstacol, dar cum să nu? Foarte frumoasă zona asta de aici. Ideea e că anul trecut erau anumite porțiuni unde era bine, bine apă, ca să zic așa, știi? Cum văd că nu mai este chiar așa multă. Probabil și din pricina că nu au fost căderile astea de zăpadă, adică nu a nins destul, știi? Uite-l, mă, și pe cocoșel cu 6 găinușe. Păi bine-ți stă-ți acolo, mă, băiete. Îmi plac, mă, îmi plac și gospodăriile astea și aici. Nu, unele sunt mai aranjate, altele mai puțin. Cum au avut oamenii bănuții, știi? Dar e frumos, nene, e frumos. Deci dacă vii în zona asta aici, mamă, ce de beton a băgat ăsta aici. Nu, no, bine. Deci este super, super. Uite, vezi aici un șir mic de apă, adică, nu, no, foarte puțin. Dar atâta timp cât curge apa e perfect. Toată lumea are lemne aici. Bine că ce să aibă, papură. Astea sunt camioane din astea românești, că am auzit trustonul ăsta, am auzit că e foarte ok. Mare atenție la oamenii ăștia care merg pe aici pe margine, pentru că e cu problem. Nu fii atent ce frumos arată. Du-te, hai de capul, mă, nene. E mirific. Foarte frumoasă zona asta de aici. Te vezi, și-au făcut poduleț din ăla. Deci dacă e așa de mic podulețul, cu siguranță că nu crește debitul, știi? Oare fi pește, dar nu cred că este, nu? Nu cred nici eu. Și acolo se vede tăiat. Oh, mare păcat, da, nu. Asta e, suntem distrugători. Păcat că, uite, nici oamenii ăștia n-au pe unde să meargă, că nu este trotuar, știi? Foarte aiurea. De aici, ceva din asta de generare de energie. Interesant. Picaz și încolo, ci că este fain, nu a fost niciodată. Trebuie să-mi fac odată curaj să mă duc pe partea aia. Dar fii atent cum se vede podul ăsta, viaductul ăsta. Deci este senzațional. Senzațional. Da, mă, aici este, fii atent, e foarte ciudată zona asta, ca să zic. Aici este un semn cu cedează trecerea. De fapt, ăsta nu este rond, știi? Nu-i din ăla, cum îi zice? Nu, încolo mă duc.
Nu este sens, știi? Ce dansă și aici? Nu l-am incomodat prea tare pe ăsta, nu? Stânca aia era aproape jumătate. Până la aproape jumătate era apă. Deci încearcă să-ți imaginezi că pe partea asta era apă. Deci, domnule, fii atent cât de fain arată. E ceva de nedescris. Am fost odată și am mâncat acolo. În partea aia, la alta mai fost. Dar e magnifică o zona asta aici. Vatra Dornei în dreapta, iar spre stânga trebuie să merg și eu. Spre Toplițum. Borsec. O, puțin mai încolo, te rog. Oi, la Vetas. Mamă, deci e genială, mă, partea asta de Borsec încolo. Îți dai seama cât de fain e să vii vara, primăvara, să zic așa, la cort sau cu rulota. Nu trebuie neapărat să te cazezi la pensiune, știi? Și, nu știu, adică eu prefer zonele astea, îmi plac mult. Dar dacă, băi, vreau să mă deconectez, este clar că trebuie să alegi un loc cât mai departe, să zic, de civilizație. Adică sunt pensiunile astea care sunt la șosea, unde este trafic de mașini. Nu-i ce trebuie, adică, nu, mamă, deci, băi, nu pot să-ți explic cât de frumos e aici, om. Este stațiunea asta Durău. Da, uite aici, în stânga. Nu am fost nici aici la Durău, ci ca au bob din ăla, au tot felul de chestii faine. Da, m-aș întinde odată la pește aici. O fi pește, trebuie să fie, mă, pește, n-are cum să nu fie. Foarte frumoasă zona asta. Foarte frumoasă. Îmi place, nene, așa de mult îmi place țara. Eu nu am prea fost în foarte multe locuri, dar de când lucrez la firma asta aici, am reușit și am mers în multe locuri. Uite-te cât de frumos arată căbănuțele alea de acolo. Fumul ăsta de aici, Călugăren se numește, uite-te, imagine. Păi cum se trezesc oamenii ăștia dimineața și se uită acolo, trag aer în piept? A? Foarte frumos. Bine, îți dai seama că la ei este uzual, adică e ceva, așa îi și atât, nu mai e ceva wow, știi? Dar e genială zona asta. Tu l-ai vetă. De acolo sus este ceva mănăstire, nu știu ce este. Îmi caut un loc să mă pun să-mi gătesc ceva, pentru că deja este ora 11 fără 10 și n-am mâncat decât o banană. Și vreau să mă opresc să mănânc ceva pe undeva. Hop, ușor aici. Ciup, 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 sus. Bun, mai departe.